Informații despre negocierile de pace de la Istanbul, Rusia ar fi dispusă să accepte ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană dacă renunță la NATO și rămâne nealiniată militar. Iar a doua miză e un acord de încetare a focului cât mai rapid. Surpriza negocierilor este însă Roman Abramovici. O nouă rundă de negociere așadar de pace a început între Rusia și Ucraina la Istanbul. În plină desfășurare în aceste ore, neutralitatea Ucrainei și statutul zonelor contestate din Est ar putea fi pe masa negocierilor. Kievul exclude categoric cedarea teritoriilor sau a suveranității. Cel mai ambițios obiectiv al Ucrainei la aceste discuții, un acord de încetare a focului. Negocierile dintre cele două părți au loc la Istanbul. Surpriza e apariția oligarhului rus Roman Abramovici. Asta după ce ieri au apărut informații că el și alți membri ai delegației ucrainiene au prezentat simptomele unei presupuse otrăviri. Cu Florin Negruțiu ne uităm la subiectul momentului. Florin, salut! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că ai venit. Din nou negocieri, din nou discuții. Am văzut și imaginile de mai devreme. Fundalul rămâne aproximativ același ca de fiecare dată. Continuă bombardamentele. Aș vrea să ne uităm la această prezență a lui Roman Abramovici în cursul negocierilor, plus prezența lui Recep Erdoğan, care a deschis discuțiile de astăzi. Păi aș începe cu sultanul Erdoğan, care este pacificator în acest context. Îi invită pe ruși și pe ucraineni, îi poftește să discute, le ține și un discurs mobilizator, dar să nu uităm cine este Erdoğan. Nu este decât un tiran din categoria lui Vladimir Putin. Și aici cred că trebuie să ajungem la stratul de adâncime la acestor negocieri. Negocierile se poartă între două părți. Dar cine este de fapt în Ucraina? Cine se luptă în Ucraina? Se luptă doar Rusia cu Ucraina? Sau se luptă Rusia cu Statele Unite? Pentru că dacă se luptă Rusia cu Vestul, Estul cu Vestul, atunci aceste negocieri nu pot rezolva decât o mică parte a problemei. Altfel spus, Ucraina nu poate angaja decizii, niște obligații din partea Americii sau ale NATO. Ce poate promite, de pildă, Ucraina? Ce poate negocia Ucraina? Da, încetarea focului. Dar mai mult, cred că nu poate spera Ucraina de la aceste negocieri. Și nici asta, până la urmă, nu poate spera, pentru că vedem în ce condiții se poartă aceste negocieri. Vedem că de fiecare dată când au avut loc așa zise negocieri de pace, bombardamentele rusești nu au încetat, ba dimpotrivă, au fost într-o formă și mai agresivă. Ori nu poți să negociezi sub o ploaie de bombe, nu poți să negociezi în condițiile în care armata lui Putin omoară în aceste momente civil nevinovați în Mariupol. Asediază Mariupolul, oprește convoaiele umanitare, îi înfometează pe oamenii aceia, îi omoară în fiecare zi. Nu există niciun fel de intenție de pace din partea lui Putin în aceste momente. Imediat despre prezența lui Roman Abramovici, dar, Florin, vreau neapărat să dăm această informație. Dar, Florin, care ar fi rolul lui Roman Abramovici, cel care ieri anunța, sau mă rog, lăsa de înțeles că ar fi trecut printr-un fel de criză care ar semăna cu ceea ce se presupune a fi o otrăvire a acestuia. Totuși astăzi revine la aceste discuții, la aceste negocieri. Pe cine reprezintă? Ce reprezintă de fapt Roman Abramovici și prezența lui acolo? Aș fi tentat să spun că în primul rând se reprezintă pe sine. Roman Abramovici este unul dintre oligarhii lui Putin. Cred că printre primii dintre oligarhii ruși. Ca fapt divers, Abramovici are 4 cetățenii. Rusă, israeliană, lituaniană și portugheză. A fost un mare scandal în Portugalia care a dat o lege prin care le acorda naturalizare urmașilor evreilor sefarzi, expulzați din Portugalia în urmă cu 500 de ani. Ei, în baza legii ăsteia, Abramovici a devenit cetățean portughez. Iar suspiciunile sunt că ar fi dat mită ca să obțină cetățenia portugheză. Deci este un cetățean universal. Este peste tot. Îl vezi pe toate aeroporturile, mă rog, cine are acces la terminalul VIP. Exact. Deci se reprezintă pe sine, în primul rând, pentru că aceste restricții pe care Occidentul le-a impus Rusiei face ca oligarhia lui Putin să piardă foarte mulți bani.
Pe de altă parte, are relații bune și cu partea ucraineană. Au apărut informații în urmă cu câteva zile că Ucraina, prin președintele Zelenski, ar fi cerut ca Abramovici să fie scos de pe lista sancțiunilor impuse oligarhilor ruși. Pe de altă parte, relația lui cu Putin nu a fost rea. A fost considerat multă vreme drept pușculița lui Vladimir Putin și felul și persoana, bidonul prin care Putin cumpără proprietăți în vest, în Marea Britanie respectiv. Dacă te uiți, de fapt și stilul de viață este foarte asemănător, aceeași pasiune pentru iahturi, pentru vile somptuoase și așa mai departe. Puțin știu, mă rog, toată lumea îl identifică cu patronul clubului Chelsea, dar puțin știu că înainte de asta a lucrat în administrație, a fost politician, a condus o regiune din Rusia, fiind unul dintre puțini oligarhi care fie n-au fost băgați la pușcărie, fie n-au fost uciși sau expulzați din Rusia. Altfel spus, relațiile lui cu Putin au rămas bune de-a lungul timpului și pare a fi curea de contact între cele două părți, așa cum îți spuneam. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru comentarii.